Petrecere cu preparate tradiționale tătărăști în comuna Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. Aroma grătarelor a atras sute de persoane la festivalul Ghiudemului, organizat în premieră de comunitatea tătarilor turco-musulmani din România. Pe grătar s-au rumenit aproape 500 de metri de ghiudem, preparat pe bază de carne de cal și condimente speciale, cum ar fi ienibaharul. După cum știe toată lumea, ghiudemul este tipic tătăresc și ca ceva nou pe care să știți că și foarte puțin tătari au gustat acest produs. Sute de oameni au venit să guste din delicioasele preparate tradiționale. Este ghiudem după turci, dar noi tătarii spunem sujuc. Așa este și se face din carne de cal, gras, odihnit. E condimentat, cred că are puțin usturoi, puțin cimbru. E ceva deosebit, nu știu, nu pot să vă explic. Curcubeu în cerugurii. Avem o comunitate de aproape 500 de tătari, dar să știți că sunt foarte uniți și asta înseamnă că sunt foarte puternici. Deci pentru noi sunt foarte importanți și îi respect. Petrecerea a continuat apoi cu muzică tradițională tătărească. Organizatorii speră ca festivalul Ghiudemului să devină o tradiție, iar rețeta preparatului să fie transmisă din generație în generație.